prezenta în Cor 44 până în această perioadă la punct toate detaliile pentru o desfășurare de nota 10 a cupei off-road Cor 24 Challenge Târgoviște. Fără asta prea mult pe gânduri, Andrei Plumb a vrut să se asigure că traseul de 170 de km din zona Târgoviște-Pucioasa, unde se va desfășura cupa Cor 24 Challenge Târgoviște, este gata de start, așa că s-a urcat în mașina de teren și a pornit într-o cursă inedită pe dealurile dâmbovițene. Deși a trebuit să parcurgă un traseu presărat cu numeroase obstacole, s-a declarat mulțumit de stadiul pregătirilor, că a fost cucerit de peisajul incredibil. Bun, din punct de vedere competițional. În curs, de-aia am și fost, ca să ne asigurăm că totul se întâmplă exact cum colegul meu, domnul Bulugioiu, a prezentat și exact cum s-au angajat. Că fac o competiție transparentă, o competiție unde din cei aproximativ 26 de echipaje, din cele aproximativ 26 de echipaje înscrise, vin și cei care au câștigat competițiile trecute, dat fiindcă aceasta este etapa care închide practic competiția oficială. Nu? Condurarea acestui sport pe harta sportului dâmbovițean are ca scop principal promovarea județului Dâmbovița. Exact cum am spus, am rezonat cu ideea de la bun început, fiindcă avem potențial în Dâmbovița și e păcat să nu le arătăm celorlalți că au de ce să vină la noi și totodată că împreună putem realiza proiecte constructive, plecând de la o competiție sportivă plină de fair play și de transparență, astfel încât să începem să ajungem către latura unde impactul social e cel pe care eu mi-l doresc cel mai mult. Vreau să avem un impact social pozitiv. Până în momentul de față s-au înscris 26 de echipaje, dar până la fluierul de start de pe 22 noiembrie mai sunt așteptați și alții, urmând ca sâmbătă 23 noiembrie în campusul Universității Valahia din Târgoviște de la ora 17 să debuteze trialul, mai exact un traseu scurt gândit special pentru un show oferit spectatorilor și care să le arate celor prezenți la ce au fost supuse mașinile și echipajele în cele 24 de ore petrecute pe meleagurile dâmbovițene. În plus, organizatorii au pregătit și alte surprize. Printre personalitățile prezente ar putea fi și Roxana Ciuhulescu. Am înțeles că din cele aproximativ 26 de echipaje care s-au înscris, 4 sau chiar 5 dintre dumnealor sunt de aici, ceea ce mă bucură și le mulțumesc foarte mult, pentru că vreau să vin într-un număr cât mai mare. Doi la mână, facem în așa fel încât petrecerea de pe 23 seara, când vom acorda premiile câștigătorilor, să fie una reușită și totodată este așteptată Roxana Ciuhulescu.